Vladimir Putin este văzut de cele mai multe ori de către alte țări drept un rival și sursa tensiunilor politice globale. Pe vremea când Barack Obama era președinte, se zvonea că administrația condusă de el avea planuri pentru a-l asasina pe Vladimir Putin atunci când într-un comunicat de presă a declarat că Rusia reprezintă o amenințare pentru Organizația Națiunilor Unite. De atunci, în cea mai mare parte, relațiile dintre SUA și Rusia s-au netezit. Rusia încă este acuzată de foarte mulți oameni care cred că a intervenit în alegerile prezidențiale din America în anul 2016, care l-au făcut președinte pe Donald Trump. Așadar, ce s-ar fi întâmplat dacă Vladimir Putin ar fi fost asasinat? Ar fi fost bine sau rău? Exact despre asta o să vorbim în videoclipul de astăzi. Înainte să începem, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este un politician puternic de aproape 20 de ani. A fost prim-ministru între anii 1999 și 2000, apoi președinte între 2000 și 2008, prim-ministru din nou între 2008 și 2012, iar din anul 2012 până în prezent este președintele Rusiei. Se zvonește că administrația sa este extrem de coruptă. Putin pare să fie adunat o avere de 28 de miliarde de dolari din diverse afaceri despre care nu se cunosc foarte multe detalii. Spre deosebire de majoritatea președinților, Putin se mișcă liber printre oameni. El este deseori văzut în public alături de ei. Acest lucru îl face foarte vulnerabil în fața unor posibile asasinate și există surse care spun că deja au fost 7 încercări de asasinare la adresa lui, toate fără succes. Unul dintre asasinate a fost atunci când Ivan Zaitsev a vrut să îl omoare pe președintele rus drept răzbunare pentru că poliția i-a omorât fratele cu brutalitate. Însă, în majoritatea timpului, Vladimir Putin este de fapt iubit de poporul rus, iar în cazul în care ar fi asasinat, cel mai probabil acesta va fi glorificat de masele de oameni. Ar avea loc parade în mijlocul străzii și ar fi dus la mausoleul lui Lenin din Piața Roșie din Moscova. Adjunctul șefului de stat major din Kremlin a declarat în fața presei că nu există Rusia dacă nu există nici Putin, iar mulți alți oficiali au declarat că dacă Putin ar muri, Rusia se va prăbuși, însă haideți să ne uităm la fapte. Dacă Vladimir Putin ar fi asasinat, prim-ministrul Dmitri Medvedev ar deveni președinte intermediar până vor fi ținute alte alegeri prezidențiale. Însă nu este cazul și aici. De fapt, Medvedev este văzut ca o figură politică slabă printre oficialii din Kremlin. Potrivit fostului consilier media Gleb Polarski, dacă Vladimir Putin ar dispărea din scena politică, fie prin moartea sa sau prin alte circumstanțe, este foarte puțin probabil ca Constituția țării să fie respectată literă cu literă. Dacă Putin ar fi asasinat, va fi o luptă crâncenă pentru putere printre elitele Kremlinului. De când Vladimir Putin a devenit președinte în anul 2012, rețeaua de corupție din Rusia s-a mărit. Așadar, dacă ar fi o luptă pentru putere, oficialii din Kremlin ar duce bătălia pentru rolul de președinte pe plan intern, care în cele din urmă ar duce la proteste la scară mare și poate pot provoca chiar și un război civil pe teritoriul Rusiei. Singurul lucru care conduce Rusia cu putere sunt rădăcinile adânci ale sistemului politic corupt din acea țară. Este așa de foarte mulți ani și cel mai probabil așa va rămâne. Corupția nu este doar o simplă problemă în Rusia, ci un mod de viață, cum este de fapt în majoritatea țărilor care au fost ținute sub un sistem de conducere totalitarism de-a lungul deceniilor. Știm și noi destul de bine. Potrivit unei declarații din 2011 a opoziției sistemului de conducere actual din Rusia, corupția a paralizat viața socială și economică a țării. Pagubele provocate de corupția statului rus sunt de 300 de miliarde de dolari, însă dacă ar fi să-l eliminăm pe Putin din această ecuație, lucrurile ar sta și mai rău. Cel mai probabil, persoana care îl va urma pe Putin ar cădea pradă corupției și mai mult, iar rezultatele vor fi un sistem autoritar mai puternic. Succesorul său ar putea fi Ramzan Kadyrov, un om politic de origine cecenă, care a fost acuzat de multe abuzuri ale drepturilor omului, cum ar fi crime politice, răpiri și tortură. Se mai pune problema răzbunării dacă Putin ar fi asasinat. Asasinarea unui lider politic are consecințe devastatoare pentru că poate fi văzută ca un act de război. Dacă guvernul SUA ar fi implicat în asasinarea lui Vladimir Putin, relațiile dintre cele două țări ar deveni foarte încordate.
Însă ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost asasinat cu succes de cineva din interiorul Kremlinului? Sau dacă presupusele crime politice și afaceri dubioase ale oficialilor din Kremlin rezultă în răzvrătirea populației din Rusia? Pe scurt, poate că toată corupția pe care Vladimir Putin a creat-o se întoarce împotriva sa, iar în cele din urmă asta va duce la asasinarea lui. Asasinarea lui Vladimir Putin va fi un lucru greu de digerat pentru întreaga clasă politică din lume și cel mai probabil moartea liderului va avea efecte diferite în funcție de cine va reuși să îl doboare. Efectele asasinării unui lider de stat sunt extrem de nocive, nu numai pentru cetățenii țării respective, ci și în rândul aliaților și colaboratorilor săi, mai ales dacă luăm în considerare puterea, influențele politice și puterea militară pe care o are Rusia. Voi ce credeți că se va întâmpla dacă Vladimir Putin ar fi asasinat? Ne puteți răspunde în rubrica de comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!